Bună dimineața, zi de vineri frumoasă, călduroasă, cu soare. Pe unde anume întâlnim mai mult soare decât în afara țării noastre? O să vedem la rubrica de meteo. Deocamdată ne vom concentra pe evenimentele care sunt în zona Transilvaniei în această perioadă, pentru că sunt foarte, foarte multe. Atât de multe încât uneori, nu aruncați cu roșii, dar uneori m-aș gândi că dacă ar fi emisiunea mai lungă, am putea să vorbim despre mai multe evenimente. Dar, pentru că este doar de o oră, concentrăm totul în aceste minute. Astăzi alături de mine în platou va fi Andreea Ștor. Este o floristă deja foarte cunoscută, a mai fost în platou nu știu de mai multe ori. Și este de fapt fondatoarea primei școli de floriști specialiști din România. Mai mult decât atât, tocmai s-a întors de la câteva evenimente faine din țară. A fost și la Timișoara și la București. Pe unde anume va ajunge în zilele următoare, ne va spune ea. Și de asemenea ne va face un rezumat, să zicem, al prezenței floriștilor din Transilvania la aceste evenimente din țară. De asemenea, astăzi povestim și despre medici pentru tine, pentru că e un proiect care e menit să, cum să zic eu, să apropie un pic chestiunile ce țin de medicină, nu? Că medicina propriu-zis e adresată oamenilor obișnuiți, cum să zic. Bun, dar nu întotdeauna parcă nu întotdeauna ajungem la oamenii obișnuiți. Sau oamenii obișnuiți sunt cumva îndepărtați de locurile în care și-ar putea găsi vindecarea mai rapid. De ce? Păi, nu știu, o fi comunicarea, o fi banii, o fi, eu știu, distanța față de spitale, alte chestiuni de genul acesta. Am putea să găsim motive. În fine, nu vreau eu să vorbesc despre proiect, pentru că îi voi lăsa pe Alexandra Oancea și pe Victor Eșanu să vorbească despre, de fapt, ce înseamnă proiectul acesta Medici pentru tine. Și tot astăzi vreau să mai povestim, să vă amintesc, de fapt, două evenimente care se desfășoară în această perioadă. Mă rog, unul este astăzi și mâine, și anume Gibstock-ul. Gibstock este un festival deja de muzică, distracție și chestiuni caritabile care se desfășoară în Cluj. Este inițiat de școala Onisifor Ghibu. Și de fapt Gibstock-ul acesta este în primul rând un eveniment caritabil, strâng fonduri toți tinerii aceia. De-a lungul celor 7 ediții, pentru că au fost deja 7 ediții, s-au investit în cauze în care, evident, oamenii tineri aceia fabuloși, elevii, au crezut cu adevărat și s-au implicat pe termen lung. Adică nu a fost o chestiune, pac, ai cumpărat un corn, ai dat unui om amărât de pe stradă și ai plecat mai departe, ci au încercat să găsesc modalități astfel încât, de exemplu, amărâtul care primește acel, cu ghilimele, corn, să poată să își procure singur în fiecare zi câte un corn, de exemplu. Dar, mă rog, acum, majoritatea proiectelor le-am cunoscut pentru că an de an au fost în platoul nostru. Astăzi și mâine, deja am trecut la nivel avansat, sunt două zile de festival, astăzi și mâine la Gibstock, deci la liceul Onisifor Ghibu, va fi o mare distracție. Sunt foarte multe trupe, am văzut și pe afiș mai devreme, sunt foarte multe trupe înșirate acolo, concert pe concert pe concert și tot felul de alte activități, ateliere, preponderent sportive, dar nu numai, creative, culturale. E o frumusețe fantastică. Evident că acest eveniment nu este adresat doar elevilor de la Onisifor Ghibu, ci tuturor celor care vor să se implice. Anul acesta, cu fondurile pe care le vor strânge în aceste două zile de festival, vor realiza proiectul Feel Your City, care se adresează persoanelor nevăzătoare. De altfel, chiar mi-ar plăcea luni, poate în ediția de luni, să vină oamenii de la Gibstock să ne povestească, de fapt, câți bani se strâng. Noi am tot povestit înainte, că urmează să... Ia să vină după ediție și să spună, băi, am strâns 15.420 de euro, de exemplu. Și cu banii ăștia vom face X, Y, Z chestiuni. Da, Anda Culișil este una dintre profesoarele foarte implicate în acest proiect. De fapt, ea de la bun început i-a sprijinit pe tineri să se implice în astfel de acțiuni și mă bucur că deja, cum menționam,
au trecut foarte multe ediții, 7 ediții, nu vine să cred, 7 ediții de Gipsdog. Un alt eveniment pe care îl putem avea în vedere este pentru data de 22 mai, asta înseamnă, deci dacă astăzi e 19-20 luni, înseamnă că luni, la cinema Florin Piersic, va fi un film In Memoriam Ovidiu Iuliu Moldovan, va fi o seară închinată personajului emblem al generației de aur actoricești. Pe scenă, înainte de film, dar cred și după film, va fi, filmul fiind Horia, va fi Florin Piersic, care va povesti despre prietenul și colegul său pe care l-a îndrăgit extrem de mult. Așa că pentru luni, seară specială, se urmărește filmul Horia cu Ovidiu Iuliu Moldovan, sigur și cu Florin Piersic, și va fi mai mult decât o simplă proiecție. Luni de la ora 19 este programat acest film. Acestea fiind spuse, vă mai amintesc faptul că pagina noastră de Facebook este Bună Dimineața Transilvania. Adresa de e-mail este bunadimineatatransilvania@rontv.ro, în cazul în care vreți să ne trimiteți vreun e-mail. Și de asemenea, vă mai amintesc și contul nostru de Instagram, top Bună Dimineața Transilvania. Simplu de ținut minte, nu ne-am complicat cu fluturaj zburător, cu aripioare roz și alte chestii de genul acesta. Revenind însă, mai cu picioarele pe pământ de la atâtea înălțimi și bătăi de aripi ale fluturilor, revenim pe pământ și din când în când mai trebuie să traversăm câte o apă sau ce trebuie să traversăm, nu? Da. Ei bine, poți să traversezi apa, cum? În not, dar dacă ești tu sofisticie pe tocuri, nu știu ce, nu o să te duci în not. Deci îți trebuie un pod. Ca să mergi pe un pod, acesta trebuie să fie construit, nu oricum, ci bine. Colegii de la știri au un reportaj despre poduri, despre stadiul podurilor și chiar aș vrea să-l urmărim împreună. Am glumit eu puțin cu tocurile, dar înțelegeți ce vreau să spun. Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru două dintre marile poduri ale orașului. Aproximativ 16 milioane de lei vor fi investiți pentru modernizarea acestora. Podul care traversează calea ferată în imediată apropiere a gării va fi reabilitat cu circa 11,5 milioane de lei. Se vor face intervenții la infrastructură și la suprastructură, inclusiv refacerea trotuarelor și a căii de rulare pentru autovehicule. Pentru podul de la intrarea în Cluj, dinspre Oradea, sunt pregătiți 4,5 milioane de lei și aici se vor face trotuarul și carosabilul. Chiar dacă lucrările sunt de mai mică anvergură, vor fi mai vizibile. Podul N este poarta de intrare rutieră dinspre vest, așa că pe lângă lucrările la structură absolut necesare, se vor face și modificări de design, inclusiv vor fi aplicate mesaje de bun venit în oraș. La Cluj se va da în folosință în iunie podul Traian, care a fost dărâmat și reconstruit. Lucrări se vor face și la alte două poduri. Luna viitoare vor avea loc licitațiile pentru construcția unui pod complet nou, Porțelanul, și reabilitarea podului Fabricii. Toate aceste poduri, pe lângă lucrările de infrastructură și suprastructură, parte de stâlp pietonal, de iluminat, vor avea în plus, acolo unde se impune și panouri fonoabsorbante, vor fi dotate cu un iluminat modern, acela cu LED și cu mărirea intensității pe parcursul trecerii pietonilor sau autovehiculor, și cu camere video în special acolo unde de asemenea se impune. Operațiunea Podurile de la Cluj mai include modernizarea podului Garibaldi, a pasarelei pietonale Iuliu Hațieganu și a punții Elisabeta. Apă neapă, băi, dacă trebuie să treci pe un pod, trebuie să fie bine făcute. Operațiunea Podurile în Cluj. Mi-a plăcut și chestia că vor fi puse panouri de bun venit. Peste tot sunt, frate, cumva să și întrec parcă orașele în a găsi un, nu știu, un mod de a impresiona oamenii în momentul în care intră în localitate. Nu? Uite, primul care îmi vine în minte, de exemplu, este cel de la Alba Iulia. Știți cum e așa o chestie și după aia, așa cu o treabă, ca un fel de roată zimțeată, mă rog. Cu siguranță are ceva însemnătate, n-am căutat să văd exact ce înseamnă, acolo unde scrie Alba Iulia, oraș martir, bla bla bla. Dar ca idee e un monument, așa. Pe urmă, dacă mergi, de exemplu, la Deva, mergi la Deva și pe intrare, deci, ai tot așa, ai un pod și chiar lângă pod, scris cu litere, cred că de 5 metri, așa cumva din piatră, scrie Deva, nu? E iarăși ceva un pic sofisticiu. Sau în alte orașe care chiar în clipa asta nu vin în minte, dar poate faceți o poză, ne trimiteți pe pagina de Facebook acolo, că e foarte simplu, mai faci poza, pac, dai send messenger și trimiți către pagina noastră, cred că se poate și așa, cred, prin messenger, habar n-am, da, încercați. Ne trimiteți o poză, dacă
vă place sau, mă rog, să ne aduceți în atenție cum sunt intrările de la orașul în care locuiți. E frumos, trebuie făcut altfel, sunteți mulțumit de modul în care sunt primiți cetățenii în respectivul oraș? Întrebare, sper nu de baraj. O altă chestiune, să rămânem tot în domeniul ăsta de exercițiu al administrației și să vorbim un pic despre felul în care se împart banii. Sigur, unii bani sunt hotărâți exclusiv de specialiștii din administrație. Alți bani, adică o altă categorie de bani, pot fi direcționați după o consultare cu cetățenii. Și atunci aș vrea să vedem un alt reportaj, tot colegii de la știri l-au pregătit. Am zis, hai, ia, stai să-l discutăm și noi un pic, să vedem niște aspecte. Cum anume? Ce trebuie făcut astfel încât cetățenii să hotărască direcția pe care să meargă banii lor? Clujenii care vor avea idei de proiecte care să schimbe aspectul cartierelor în care locuiesc vor avea la dispoziție o aplicație unde vor putea înscrie propunerea. Aceasta va fi votată de ceilalți cetățeni. Primăria municipiului Cluj-Napoca va fi prima primărie din România care va aplica bugetarea participativă online. Practic, clujenii vor putea decide prin votul lor cum vor fi cheltuiți o parte din banii pe care îi achită prin impozite și taxe locale pentru diverse proiecte din cartierele orașului. Primăria va analiza fiecare propunere, după care o va supune votului cetățenilor. Proiectele care strâng cele mai multe voturi vor fi implementate prin alocarea unor sume cuprinse între 50 și 80 de mii de euro din bugetul local. Cum a spus Abraham Lincoln, că într-o democrație cea mai puternică armă este votul, așa că mi se pare o chestie bună. Avem dreptul să ne exprimăm opiniile. Sunt de acord, mai ales că și băiatul meu în domeniul ăsta informatic și chiar e foarte bine și pentru cetățeni și foarte bine. E o inițiativă bună, oarecum se va lua în considerare opinia publică. Vei folosi aplicația când va fi lansată? Probabil că va fi o oportunitate pentru noi și fiind tineri noi vizăm aceste lucruri. Această aplicație vine să completeze ceea ce avem, emiterea documentațiilor de urbanism în format electronic, aplicația My Cluj pentru sesizări sau aplicația pentru parcări. Dorim să utilizăm tehnologia pentru a ajuta pe cetățeni să-și rezolve mai ușor problemele pe care le au. Municipalitatea a început demersurile pentru realizarea aplicației, iar până la sfârșitul anului aceasta va fi lansată. Proiectele vor fi incluse în planificările bugetare pe anul 2018 și vor fi finanțate de municipalitate prin alocarea unei sume cuprinse între 1 și 4 milioane de euro. Bani, domnule, bani. Bă, 4 milioane de euro totuși și să-i decizi și online. Băi, treaba asta cu online e genială. E genială, de ce? Pentru că într-un final, în anul 2017, adică noi folosim internetul de deja destul de mult timp și abia acum bă, dar bine că s-a rezolvat și acum. În 2017, înainte, adică înainte, mă rog, înainte de ieri, mai era ideea asta de buget participativ, să direcționeze banii, nu știu unde primăria, în funcție de ce hotărăsc clujenii, dacă luăm exemplu de aici, de la Cluj. Dar trebuie să mergi acolo, în sală, la ședință. De obicei s-a dovedit că aceiași puțini oameni mergeau și cumva era frustrant să te gândești că, bă, nu puteai să participi. De cele mai multe ori, de ce? Pentru că erau ședințele puse când oamenii lucrează. Adică, scuză-mă, eu sunt la serviciu, adică trebuie să-mi iau zi liberă ca să mă duc la primărie să hotărăsc în interesul comunității. Cumva e o aiureală, na, zic eu. Adică, băi, important este totuși să îmi fac eu salariul, că primăria nu o să-mi zică, băi, uite, pentru că ți-a luat zi liberă și deci salariul tău o fi mai mic, habar n-am, ia de-aci 5 lei. Bun, dar online. Băi, online, ai un telefon, că acum cred că 80% din populație are telefonul ăsta, e online accesibil, un portal, da, pentru toată lumea și să-ți dai acolo cu părerea. Sigur, dacă trebuie să argumentezi, argumentezi, dacă nu votezi, da, nu știu, chestii de genul ăsta. Mi se pare genial. O altă chestiune și cu asta alergăm un pic prin informații, că v-am zis că e o zi foarte încărcată și cu evenimente și cu detalii, dar este vorba de săptămâna voluntariatului, într-un reportaj pe care aș vrea să-l urmărim împreună. Voluntariat care, din ce în ce mai mult, începe să fie perceput de români, așa cum ar trebui. Că la începutul implementării conceptului de voluntariat în România, implementării conceptului sub denumirea de voluntariat,
Da? Toată, nu chiar toată, dar oricum, majoritatea ziceau, asta e muncă patriotică, m-am săturat de muncă patriotică. Ia mereți voi și lucrați muncă patriotică, m-am săturat mie până în gât. Nu, lucrurile nu sunt, nu așa ar trebui să se desfășoare, nu ar trebui să gândim că e o muncă patriotică, e inutilă. Păi și munca patriotică, mie mi se pare ok. E adevărat, eu nu sunt afectată de niște amintiri, din păcate, nefericite, care să se suprapună peste acest concept de muncă patriotică. Iarăși vorbesc mult. Hai să vedem reportajul colegilor. Centrul de voluntariat Cluj-Napoca și-a mobilizat membrii în așa fel încât zi de zi să facă o nouă faptă bună. Într-una dintre zile, voluntarii și-au dedicat timpul pentru a prepara sute de porții de mâncare pentru familiile cu venituri reduse. Ideea gătirii pentru 300 de oameni, ceea ce facem acum, a venit de la voluntarii cu care suntem în legătură și cu care cooperăm zi de zi. Noi ne-am decis asupra rețetei, asupra ingredientelor, gătim paste cu un sos în care am pus cârnați și diferite legume. Pentru ca totul să iasă bine, voluntarii au început acțiunile cu câteva zile înainte. Am fost din weekendul trecut într-un supermarket în Cluj și am întrebat pe oameni dacă vreți să ne ajut și a fost de fapt ușor, că am fost multe oameni care am dat paste sau cărnați sau sos de roșii. Tu de unde ești? Eu din Germania sunt. Asta este pentru 5 persoane și asta? Pentru mama. Pentru noua, da. De unde sunteți? Eu sunt din Austria. Și eu sunt din Spania. Da, și avem voluntari din Germania și din Portugalia. Eu sunt voluntar local aici și am colaborat cu cei de la Centrul de Voluntariat din Cluj-Napoca, împreună cu ceilalți voluntari din țările străine și împreună ajutăm o grămadă de familii care au nevoie de ajutorul nostru. Din România sau din străinătate, cei implicați au dovedit că voluntariatul este foarte important pentru susținerea comunității. Nu numai tinerii s-au implicat în pregătirea porților de mâncare. Printre aceștia s-a aflat și Vasile, care a ieșit la pensie în urmă cu câțiva ani, însă continuă să muncească ca voluntar. S-au făcut 2 ani de zile de când vin aici. La curății de ceapă, morcov, mestecați într-o oală. Ce pot la nimic? Altceva ce să zic. Când mai este sănătate. Când n-a fi, ori vin alții. O altă acțiune a voluntarilor a vizat malul Someșului de lângă parcul feroviarilor. De data aceasta, elevii de la școala Ioan Bob au fost cei care au contribuit la igienizarea spațiului verde. Strângem, colectăm gunoaiele, să nu mai fie poluată natura. Suntem voluntari și strângem gunoaiele din natură. Pentru că ne pasă de orașul în care trăim și este normal ca într-o societate să fie curat. În zilele următoare, voluntarii se vor mobiliza pentru a amenaja curtea unei școli generale din mediul rural, dar și pentru a implica în activitățile lor pe tinerii cu sindrom Down de la centrul Raluca. Foarte fain! Îmi place treaba asta, ce am văzut în reportaj. Foarte simpatic nenea care era ieșit la pensie de nu știu câți ani și venea acolo la centru să cureți o ceapă, să mestece într-o oală, ce-o fi? Foarte fain. Da, iar cu copii, ne place să fim voluntari și să avem, cum zice, să curățăm pădurea sau ceva de genul ăsta. E adevărat că e o legătură între a fi voluntar și a face curățenie pe acolo, dar copiii ăștia sper să crească cu ideea că nu trebuie să fie susținuți oamenii care aruncă mizerii în natură. Paralel cu acțiunea asta de curățenie, voluntariat pentru curățenie, ar trebui să fie și probabil că se desfășoară, habar n-am, și campanii în care oamenii să fie, cum să spun eu, să li se reamintească oamenilor că sunt coșuri de gunoi pe lumea asta și că nu ar trebui să arunce pe jos gunoaie. Bine, trecem peste aceste aspecte, am lămurit o grămadă de chestiuni, haideți să lămurim în minutele următoare ce temperatură ne așteaptă în zona Transilvaniei.
Ei bine, în Alba Iulia în acest moment sunt 14 grade Celsius. E mult soare, e plăcut. Pe parcursul întregii zile avem parte de soare. În partea a doua a zile totuși există niște nori, dar nu sunt nori cu precipitații. În schimb, mâine puteți să vă așteptați inclusiv la descărcări electrice. Maxima și de astăzi și de mâine va fi cam de 24 de grade Celsius. La Bistrița sunt tot 14 în acest moment. Cer parțial înnorat totuși. Pe parcursul zilei însă lucrurile sunt un pic altfel. Adică în prima parte a zilei, altfel decât la Alba Iulia, în prima parte a zilei sunt oarește nori pe cer, iar în a doua parte a zilei, senin. Mult soare, adică maxima de astăzi va fi de 23 de grade Celsius. Mâine va fi o vreme cam la indigo cu cea de astăzi. Baia Mare, zi cu soare, în acest moment sunt tot 14 grade Celsius. Maxima va fi de 23 de grade și astăzi și mâine. Astăzi, în principiu, sunt oarește nori pe cer, dar mâine este ziua în care, cu siguranță, va ploua în zona Marea Mureșului. Brașov, cer predominant înnorat, sunt 13 grade în acest moment. Maxima de astăzi va fi de 21 de grade Celsius. În zilele următoare, în Brașov, va fi un pic cam mohorâtă vremea, din păcate, iar maxima în perioada următoare va fi de 19, cam 20 de grade Celsius. Oradea are cer parțial însorit acum, sunt chiar 16 grade, e un pic mai călduț în partea de vest, 16 grade în acest moment, maxima va fi de 26 de grade Celsius, la fel maxima va fi ridicată și mâine, în schimb mâine ne așteptăm la precipitații, astăzi vor fi în câteva perioade în care, în partea a doua zilei, după amiază preponderent, când va fi oareșcum acoperit de nori soarele, dar mâine este ziua în care ne așteptăm să fie precipitații și în partea de vest a țării. La Cluj acum sunt 14 grade Celsius, cerul este predominant însorit, sunt 24 grade prognozate pentru după amiază astăzi, adică maxima, destul de mult soare, așa, plăcut, iar mâine ne așteptăm tot la 24 de grade Celsius și în principiu cam la fel ca astăzi va fi vremea. Haide, în momentele următoare, ce să facem? Trecem un pic în revistă informațiile pe care ni le dau stelele. Atențiune, berbec! La o întâlnire cu prietenii astăzi, faceți cunoștință cu o persoană deosebită, o persoană care va avea un rol important în afaceri sau în proiecte care să vă aducă bani. Taur, o cunoștință vă propune să colaborați într-un business. Sfatul este să acceptați pentru că sunt șanse foarte mari să scăpați de diverse probleme financiare pe care le-ați avea în această perioadă. Și de asemenea ar fi bine să vă ocupați de problemele de familie, să încercați să terminați chestiunile pe care le-ați început până acum. Gemeni, o întâlnire neașteptată vă dă programul peste cap. Se pare că faceți cunoștință cu o persoană care de asemenea vă poate aduce un plus în domeniul financiar. Și sfatul este să mergeți pe chestiuni concrete astăzi, nu presupuneți, speculațiile nu vă ajută. Rac, aveți astăzi un spirit practic deosebit, aproape că prindeți din zbor tot felul de ocazii care să vă aducă pe plus cu partea financiară. Și mai mult decât atât, recomandarea este să nu luați decizii importante fără să vă consultați cu partenerul de viață. O să înțelegeți probabil în momentul în care e de luată decizia de ce trebuie să vorbiți și cu partenerul de viață. Leu. Sfatul este să nu începeți nimic până nu terminați treburile pe care le aveți deja în derulare. Comunicați astăzi cu multă ușurință, aveți posibilitatea să vă faceți prieteni noi, e o zi cumva sociabilă. Fecioară, sunteți astăzi într-o formă deosebită de care e bine să profitați. E o zi foarte bună pentru investiții, pentru relații sau pentru lucruri care vă fac plăcere. Cu adevărat, vă vor îmbunătăți ziua. Balanță. Intuiția vă poate ajuta să rezolvați anumite probleme importante, dar trebuie să aveți grijă și la cei care sunt foarte apropiați în jurul vostru, familia sau partenerul de viață. Nu neglijați problemele casnice. Mergem la Scorpion. Sunteți hotărâți să începeți cum ar veni o viață nouă sau o etapă nouă sau ceva nou. Intenționați poate să vă apucați de un business sau intenționați să vă schimbați locul de muncă, ceva de genul acesta. Săgetător. Ar fi bine să puneți în practică ideile de afaceri care vă vin dimineață. La nevoie nu ezitați să vă împrumutați dacă e musai să mergeți mai departe în planul vostru cu niște bani și nu-i aveți, acei bani nu sunt în
buzunarul vostru, împrumutați-vă și duceți-vă la bun sfârșit ideea, pentru că, repet, se pare că aveți o dimineață cu idei foarte bune. Capricorn, vă vizitează un prieten de familie care vă propune o colaborare, chiar pe un termen lung. Spre seară vă schimbați programul și chiar acceptați să mergeți la o petrecere, adică nu e de mirare că e vineri. Vărsător, planurile voastre de afaceri încep să se materializeze, nu e exclus să începeți o activitate nouă cu mari șanse de reușită. Pești, e o zi bună să vă consolidați relațiile sociale, relația cu persoana iubită va fi favorizată în mod special și astăzi aveți ocazia să faceți investiții care să vă aducă un profit foarte frumos, sub o formă sau alta, sub forma banilor sau sub forma unor beneficii. Mulțumim colegii Corina care ne-a sprijinit cu rubrica din această dimineață și pe eastrolo.ro găsiți mai multe detalii despre astrologie. Haideți să răsfoim și niște ziare să vedem titlurile de astăzi. Ia să luăm noi mai aproape ziarele astea. Să începem cu informația Harghitei. A venit vremea zilierilor pentru activități ocazionale. Că era o perioadă, frate, în care nu găseai pe cineva care să te ajute pentru o chestiune punctuală. Adică trebuia ori să-l angajezi, ori nu aveai niciun om care să trebuie să te descurci singur. Tot pe prima pagină în informația Harghitei citim despre o acțiune de conștientizare privind importanța pădurii. Elevi din Toplița și alte patru țări europene participanți la o acțiune de împădurire. Astăzi la Muzeul Oltului și Mureșului Superior din Miercurea Ciuc se vernisează o expoziție itinerantă Zbor, ziduri, bastioane, orașe, ruine, mai aproape de cetățile dacice din estul Transilvaniei. Cam așa s-ar intitula sau s-ar rezuma pe scurt ceea ce întâlnim la acest muzeu. Bine, a fost lansată a 12-a ediție a programului de promovare a tinerelor talente, așa că putem să citim și despre asta în pagina a 4-a în informația Harghitei. Păclia scrie despre cel mai fain târ din Ardeal, care poposește pentru al 6-lea an consecutiv la Gherla. Citim și despre reprezentantul Ungariei în Comisia Europeană, care refuză să comenteze derapajele de la valorile democratice din țara sa. Păi săracul, cred că e cea mai bună chestiune pe care o poate face. Ce să zică, dacă e evident că sunt niște lucruri controversate, ca să nu le zic altfel, cele ce se desfășoară în Ungaria. Adică ei sunt propuși pe listă de excludere de la anumite proiecte, colaborări europene. Dai seama, e o treabă foarte serioasă. Atunci ce să zic omul? Păi știi, nu poate să nege, că e evident ce se întâmplă acolo. Și scuze, ce scuze le lupește să găsească, știi? Atunci silențiu, stampa. Săgeți împotriva României transmise de la Congresul Minorităților. În pagina a câta? A patra, în pagina a patra e continuarea articolului pe care îl putem găsi pe prima pagină și editorialul de astăzi este semnat de Vlad Zubac, lupta împotriva ISIS. Cum stăm? Un alt ziar este Monitorul Express. Parcarea de două ori mai scumpă în centru. Tarifele de parcare publică vor fi majorate odată cu modificarea regulamentului de organizare și funcționare sistemului de parcare din municipiul Brașov. Nu este singurul oraș în care zona din centru este mai scumpă din punct de vedere a parcării. Piațeta Sfântul Ioan va fi gata până în iulie, teoretic, cine știe, poate că nu e același stil de lucru pe care îl întâlnim în Cluj, atunci poate în Brașov va fi într-adevăr gata până în iulie. Program special în Noaptea Muzeelor la Brașov și nu numai, mâine practic va fi Noaptea Muzeelor, deci sâmbăta va fi mult mai lungă pentru vizitarea muzeelor din țară. Da, și ne pregătim și de Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena. Avem un articol în pagina 7 despre asta în Monitorul Express. Mergem în zona Bihorului. Jurnal Bihorean scrie pe prima pagină despre Muzeul Țării Crișurilor și despre primele expoziții în sediul nou. Citim și despre perchezițiile DNA la Valea lui Mihai sau despre un sculptor bihorean de geniu care se pare că este în uitare. Dan Gavriș vine rar la Oradea și se pare că trăiește la limita subsistenței, în ciuda faptului că lucrările lui se află în colecții particulare din toată lumea. Un pic trist să afli despre asta. Mesagerul de Sibiu începe reparațiile pe drumurile naționale. Secția Drumuri Naționale Sibiu a dat startul lucrărilor de reparații pe tronsoanele de drumuri naționale care străbat județul Sibiu. De aproape o săptămână se lucrează pe DN1
Petronsonul cuprins între comuna Arpașul de Jos și orașul Avrig. Iar de miercuri au fost demarate lucrările de întreținere și pe DN14B, nordul județului. Lucrările din județul Sibiu sunt cuprinse în planul național al companiei naționale, adică CNAIR, dacă e să o luăm pe scurt. Mai citim și despre Cupa Serious Fun la Not, despre programul prelungit pentru numerele roșii sau ziua porților descrise la pediatrie, tot în Mesagerul de Sibiu. Iar în Monitorul de weekend citim despre dezastrul de la Cernobâl, care a ajuns la Cluj, viața la Cernobâl prin ochii unui fotograf clujean. Putem să găsim fotografii pe care le-a adus, le-a pregătit, să zicem, un tânăr. El a fost la Cernobâl. Unii ar zice, băi, dar e nebun, s-a dus la Cernobâl, loc care încă nu s-a curățat de toate radiațiile acelea nocive. Și totuși unii zic, bă, probabil că sentimentul e următor. Bine, mă, dar toți murim odată. Nu, măcar fac un lucru, mă, să se știe, să rămână. Fotografiile vor rămâne, nu? La Cernobâl, timpul a încremenit pe loc acum 31 de ani, când a avut loc explozia centralei nucleare. O dovedesc imaginile unui fotograf care s-a aventurat în orașul fantomă. În pagina 3-a, detalii despre asta. În Cluj-Napoca, șoferii au prioritate și întâietate. Este un alt titlu. Primăria a decis să îngusteze un trotuar din Piața Unirii pentru încă o bandă de circulație, iar reacțiile nu au întârziat să apară ce ar fi să zboare pietonii. Bă, hai să fim serioși într-o chestie. Mie, oricum, în centru îmi place să umblu eu ca pieton. Nu apuc foarte mult ca șofer. Dar, în Piața Unirii, tocmai se lucrează la, nu, s-au fi terminat lucrările, la zona pietonală, adică s-a închis deja o bucată de șosea ca să se dea numai pietonilor. Pentru o porțiune, da? Să se mărească spațiul în care să se producă tot felul de evenimente. Și atunci, cumva, ca să fluidizezi, ai adăugat undeva o bandă de circulație. Ama, serios, nu e o răutate chestia asta? Da, sigur, numai mașinile primesc atenție. Și pietonii, că vorbim de pietonalizarea aia, știi? Mie mi se pare o răutate, sincer. E o părere personală, nu vorbesc în numele cuiva, dar personal mie mi se pare o răutate treaba asta. Câte cereri de interceptare au fost acceptate la Cluj? Este iarăși o chestiune pe care o putem citi în Monitorul de weekend. Sau Floreștiul se sufocă sub un munte de gunoaie. Horia, Șulea și Alin Tișu au pierdut pariul cu gunoaiele Floreștiului. Mă, dar eu mai zic o chestie. Acum puteți să mă acuzați de răutate, nu mă interesează. Monitorul de Florești, care ne vine o dată pe lună, oare o scris vreodată de treaba asta că Floreștiul se îngroapă sub un munte de gunoaie? Sau tot mereu găsim acolo articole de laudă pentru primăria din Florești? Ia uitați-vă un pic, așa într-un exercițiu, dacă aveți un 5 minute libere undeva în agenda voastră, căutați de câte ori în Monitor de Florești a fost scris. Iar aici punem un micuț articolaș în pagina a treia, aia să vedem cât e de mic, jumate de pagina, jumate de pagine, din care jumate sunt poze al negru și acolo trei rânduri în care se scrie că Floreștiul, care vorba e numai cea mai mare comună din țară, se sufocă de sub bunoaie, știi? Mă zic. Și o ultimă chestiune, ultim titlu pe care îl găsim în muzicainstanțelor.ro. Chestorul avocat Pavel Abraham a fost evacuat din sala de judecată de către magistratul clujean Lucian Buta pentru impertinență. Da, magistratul a chemat jandarmii să scoată din sala de judecată pe avocatul Pavel Abraham, care a avut o atitudine irreverențioasă față de instanța de judecată. În fine, despre toată situația respectivă găsiți detalii muzicainstanțelor.ro. Cauza pentru care se certau într-un fel, înțeleg că altfel nu se ajungea la evacuarea din sală. Acestea au fost câteva chestiuni pe care le-am punctat din presa de astăzi. Sigur, mai găsiți multe alte publicații și online și prin Petarabă. În clipele următoare, propunerea mea este să vorbim despre medicina pentru medici pentru tine. Medici pentru tine. Hai să vedem mai multe despre acest proiect pe care l-a anunțat la începutul emisiunii. Alexandra și Victor sunt în platou să ne vorbească despre a doua ediție a conferinței Medici pentru tine. Bună dimineața! Bună dimineața!
conferința aceasta, dacă ne-am luat numai după titlu, Medici pentru tine, aproape că ne aruce cu gândul că este adresată medicilor, cadrelor specialiste în domeniul sănătății. Și totuși, ideea voastră este mult mai largă. Se referă, de fapt, la toată lumea care vrea să afle chestiuni ce țin de sănătate. Victor, care este conceptul acestei conferințe? Da, s-ar putea gândi că este pentru medici, dar noi chiar la asta ne referim. Medici pentru tine. Noi suntem studenți la Facultatea de Medicină și Farmacie lui Hațeleanu și noi dorim să ajutăm societatea, să încercăm să facem o schimbare. Pentru noi, statistic vorbind, România stă printre ultimele locuri la speranța de viață, la statistici privind bolile cardiovasculare, mentale și așa mai departe. Și atunci încercăm să îmbunătățim acestea printr-o conferință care are ca idee generală prevenția. Prevenția care, după părerea noastră, este mult mai importantă decât tratarea unei boli actuale. Alexandra, tu ești voluntar în echipa de organizare a acestei conferințe. Ce pregătire ați făcut? Adică, dacă tot poate să vină oricine, unde anume, unde ne dai întâlnire la conferință? Și, de fapt, trebuie să venim pregătiți într-un mod anume, să ne pregătim niște întrebări pentru temele care sunt alese. Mulțumesc de întrebare! Deci noi chemăm oamenii de la ora 6 la Casa de Cultura Studenților, este gratuit, deci nu trebuie să se pregătească cu nimic, dar chiar din contră, noi le vom oferi și vouchere cu reduceri de peste 50% la analize de sânge, probe pentru ficat. Deci trebuie să vină doar cu mintea deschisă și de asemenea, la sfârșit vor putea să pună întrebări. Dacă au întrebări pentru dr. Cristian Andrei, ar putea să îl întrebe pentru dr. Laura Poantă, pentru domnul Raed Arafat. Deci oamenii trebuie doar să vină, este gratuit, este pentru ei, limbajul va fi accesibil, deci limbajul nu va fi un limbaj medical, ci este un limbaj simplu ca să înțeleagă fiecare om. Vorbim de data de 20 mai. 20 mai, adică sâmbătă aceasta, mâine, la Casa de Cultura Studenților. De la ora 18. La ora 18 să vină oricine. Acum, eu ziceam, știi, de carnețel cu întrebări, în ideea în care ați stabilit cumva niște tematici de prezentare. Vor fi abordate trei teme, în funcție de statisticile pe care le-am ales. Am cules ce ni se părea că are cel mai mare deficit. Și domnul secretar de stat, Raed Arafat, va vorbi despre medicina de urgență, despre modul în care se apelează la 112 și cum se acționează prompt în situații de genul. Doamna doctor Laura Poantă va fi pe problemele cardiace și domnul doctor Cristian Andrei are o temă destul de interesantă, sănătatea mentală în secolul 21. O epocă destul de stresantă pentru noi, cum putem să managerăm sau să evităm unele situații și să mergem mai departe într-un mod de viață mai relaxant, mai ambiant pentru noi. Toate trei temele chiar mi se par foarte legate de chestiuni ce țin de perioada aceasta. Apropo de problemele cardiace, mie mi se pare că sunt foarte multe afecțiuni. Infarct, microinfarct sau, nu știu, alte chestiuni de genul acesta, care mie mi se pare că altă dată nu erau așa de multe. Problemele cardiace ocupă locul întâi ca mortalitate în lume și în România, tot statistic vorbind, în fiecare 30 de minute o persoană moare din cauza bolilor cardiace. Deci sunt temele care ridică un nivel crescut de atenție și de asta dorim să informăm publicul pentru importanța medicamentelor, bolilor și a bolnavilor, să știe cum să procedeze în cât mai multe situații. Înțeleg că eventual poate și modalități prin care se identifică un infarct, de exemplu, exact. Pentru că de multe ori poate fi confundat cu alte, nu știu, alte probleme. Exact. Când e un infarct, ce se întâmplă? Cred că e o stare de amorțeală, chestiuni de genul acesta. Uneori pui pe seama faptului că poate n-ai stat bine sau nu-mi dau seama ce poate să îi treacă prin mintea cuiva care pățește așa ceva. Nu am pățit, deci nu știu să vorbesc din experiență proprie, nici nu-mi doresc. Nici să nu pățesc. Iar apropo de 112, la un moment dat vorbeam, nu mai știu cu care dintre medici, că se abuzează
era o perioadă când se abuza de 112 pentru chestiuni care nu erau atât de urgente. Nu știu în prezent care este stadiul. La fel se întâmplă și în prezent și tocmai de aceea vrem să informăm oamenii care sunt concret situațiile în care trebuie să apeleze la 112 ca să nu se abuzeze de apeluri inutile, când nu neapărat inutile, normal că oamenii sunt speriați și trebuie să știe când să apeleze, dar această informație nu prea vine din alte surse, tocmai de aceea facem și conferința noastră ca să le arătăm oamenii care sunt concret situațiile. Deci așa, dacă vă doare capul și nu știți ce medicament să luați, nu sunați la 112. Că la 112, în principiu, se sună când un om are un accident sau când s-a întâmplat ceva cu adevărat grav. Exact cum spunea și dumneavoastră și Alexandra, asta vrem, să informăm lumea, să știe în ce situații se sună la 112 și să încercăm să promovăm ideea că n-ar trebui de fiecare dată când nu ne simțim bine sau când ne simțim în mod normal să apelăm la serviciul de urgență. Pentru că dacă este supra-solicitat, nu se poate face față în cazul unui adevărat necaz. Și asta ar putea intra în ideea de prevenție. Să învățăm publicul, persoanele care nu fac parte din cadrul medical, care sunt simptomele sau când să apeleze la 112. Iar apropo de al treilea invitat, dr. Cristian Andrei și bolile acestea mentale, uneori poate fugim de, nu știu cum să zic, de un diagnostic real pentru că, așa cum ar putea cineva să ne catalogueze că avem o problemă mentală. Dar, cum menționai și tu, Victor, mai devreme, o chestiune ce ține de sănătatea mentală este inclusiv modul în care îți gestionezi stresul. Ori stresul e o chestiune atât de cotidiană acum, încât n-ar trebui să mai avem ideea asta că n-aș putea să vorbesc cu un specialist în boli mentale, că... Să mă creadă lumea... Într-un fel sau altul, ca să nu zic cuvântul... Nu l-am chemat pe domnul Cristian Andrei cu ideea că avem multe persoane care suferă de ceva mental sau așa mai departe. Dar subiectul de pe care l-am abordat? Exact, subiectul pe care abordam este pe ideea de stres, de asta cred că toată lumea este conștientă că din ce în ce mai stresați suntem și... Dar oare oamenii care sunt tot mai conștienți de faptul că stresul este o chestiune cotidiană, ca să revin la cuvântul ăsta, oare oamenii ăștia ce fac, oamenii în general, ce ați remarcat voi că fac pentru a elimina stresul sau poate că e mult spus elimina, pentru a ameliora stresul? Părerea mea e că încearcă să se obișnuiască cu el și îl iau ca atare. Tu ce zici? Da, din păcate, cred că oamenii vor să ignore, să nu realizeze, să nu recunoască că poate au nevoie de ajutor sau poate pot să acorde ei ajutorul cuiva drag prin anumite lucruri și tocmai aceste lucruri vrem să le arătăm. Domnul Dr. Cristian Andrei are o îndelungată experiență cu acest subiect și credem că poate să transmită niște informații extrem de valoroase ca oamenii după ce pleacă de la conferință să știe ce să facă și să știe cum să acorde ajutorul celor dragi. Exact. Inclusiv pentru probleme de stres. Da, este foarte greu să accepți că poți să suferi de ceva, că chiar ai ceva și asta vrem să punem punctul pe ei. Este mult mai bine să te duci la analize, să vezi realitatea, să nu intri în șocul acela când afli că poate nu se mai poate rezolva sau Doamne ferește în cazurile astea. Dar vrem să punem accent și pe ideea că este bine să verifici, să mergi la analize și să știi ce situații sunt de urgență, ce situații nu și cum să acționezi în ele. Pentru că lumea trăiește cu ideea că eu sunt sănătos, m-am născut perfect, sunt probleme de la natură, din păcate. Dar acestea se pot ameliora, se pot vindeca, doar că trebuie prevenite și trebuie văzute înainte de toate. Dacă nu te duci să te consulți, dacă nu vrei să accepți că ai putea să ai și tu ceva, atunci deja de la ideea asta nu se poate rezolva nimic. Apropo de asta, mai de mult lumea credea că cancerul este o condamnare la moarte, dar în prezent atât de bine s-a dezvoltat terapia încât dacă depistezi în stadiu incipient, de exemplu pentru cancerul mamar, dacă depistezi în stadiul 1, șansa de curabilitate e de 99% față de abia 20%, adică 1 din 5 oameni mor dacă depistezi în stadiul 4. Deci orice boală nu e o condamnare la moarte, este mult, mult mai ușor și mai ieftin să previi. De aceea vrem să și ajutăm pe oameni cu acele analize, cu reducere pe care le oferim. Și periodic ar fi bine să se facă aceste analize. Nu știu dacă se întâmplă asta în România. Senzația mea din discuțiile
personale cu cei apropiați, dar nu am pretenția să o pun la o statistică națională, senzația mea este că oamenii nu prea merg să-și facă analizele decât dacă e o problemă. Păi, exact. Am o problemă, atunci mă duc să fac analizele. Altfel, pentru o evaluare în asta periodică, nu. Tocmai de aceea facem și conferințe, în prim pas către o lume mai civilizată, mai modernă, pentru că în sănătate oamenii își fac analizele periodic, din an în an, știu că mamografia trebuie făcută o dată pe an, după vârsta de 40 de ani, se știu aceste lucruri. La noi în țară încă nu se știu și noi încercăm să schimbăm ceva, să mișcăm ceva. Asta e scopul nostru până la urmă. Foarte mult că faceți asta, Victor, mai vrei să înțelegi? Sunt și boli care nu dor deloc, mai ales cancerul, deci nu trebuie să ai neapărat o durere sau o stare de neliniște ca să chiar îți dai seama că ai ceva. Poate să nu aibă absolut niciun efect asupra organismului tău, dar tu totuși să ai o boală, da. Apropo de asta, îmi cer scuze, vom oferi fiecărui participant la conferință o broșură în care sunt menționate niște semne care ar putea să sugereze o maladie cum este cancerul. Mi se pare foarte interesant, este luată de pe Organizația Mondială a Sănătății, de pe site-ul lor. Semne, poate nu sunt sugestive, dar oamenii care vin la conferință și o să primească broșura, poate o să conștientizeze, uite că și eu tușesc de câteva săptămâni, poate ar trebui să mă duc la doctor. Mi se pare că e o chestie foarte utilă pentru oameni, acest lucru. Utilă este într-adevăr conferința. Mulțumesc foarte mult că ați venit și vă mulțumesc că faceți asta pentru comunitatea în care trăim. Mâine de la ora 18 la Casa de Cultura Studenților, intrarea este gratuită. Medici pentru tine, aceste trei teme care vor fi abordate de specialiști de necontestat în domeniu. Mulțumesc foarte mult, Alexandra și Victor. Mulțumim și noi. Aș mai menționa ceva către public. Ar putea să vină și mai repede. Se va măsura tensiunea, se va lua glicemia gratuit pentru persoane, tot așa cu ideea de prevenție. Vor fi medici de la Organizația Tinerilor Medici sau rezidenți care vor oferi consultanță și totodată vor fi și manechine de la Road Safety pe care publicul va putea să încerce să învețe sau să practice ce a învățat la conferință, manevrele de prim ajutor în caz de stop cardiorespirator. Dacă n-ați făcut până acum un exercițiu de genul acesta, ar fi bine să faceți, o să vedeți că e un pic diferit față de cum vă imaginați. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Mulțumim și noi. În clipele următoare ne întâlnim cu Andreea. Ea ne va povesti despre cel puțin două evenimente foarte frumoase care implică multe flori, la care a participat în zilele trecute. Ca de obicei, e o frumusețe prezent aici în platou alături de mine și mă bucur de asta. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, Irina! Ești ca o floare. Uite, ai și frunzulițele pregătite acolo ca să îmi susțină această apreciere. Ai venit de curând de la două evenimente foarte faine. Am văzut multe fotografii impresionante. Hai să începem cu... care dintre ele vrea? Măi, dacă aseară am povestit despre Team Floralis, hai să începem dimineață cu ce am făcut la București și după aceea mergem către ce am făcut la Timișoara, chiar dacă București este un eveniment mai recent. Fiecare au fost destul de apropiate ca și dată. Ce am făcut la București au fost zilele horticulturii. Am fost în universitate. De la Universitatea din Cluj ne-am dus la Universitatea din București. Dar... ce a fost interesant acolo a fost că ne-am adresat altui public. Dacă imaginile ne arată că am fost la Timișoara, la Team Floralis, unde ne-am adresat publicului larg și am fost în cadrul unui festival de flori, chiar avem în imagine zâna Team Floralis, o zână pe care am așa, a fost de inspirație orientală, indiană, asiatică și așa mai departe, pentru că am celebrat în Timișoara această primăvară cu, bineînțeles, deja la a treia ediție a Team Floralis, Festivalul de Flori de la Timișoara. Așa că, așa, de acolo am mers direct la București. Mă uit și acum, să știi că niciodată nu am stat atent să mă uit la imagini și mă bucur că în dimineața asta chiar pot să le văd așa pe ecran toate imaginile așa în tihnă.
pentru că a fost foarte multă nebunie acolo și foarte multe pregătiri. Da, spune. Vreau să spun, uite, și eu urmărind aceste imagini, pentru că n-am fost acolo, aproape că nu vine să cred că se întâmplă în Timișoara. E cumva spectaculos amenajat totul, încât îmi dă impresia că vorbim despre țări din acelea impresionante pe unde ai mai fost tu, Asia și eu știu alte, mă rog, prin țări de prin Asia, unde totul cumva mi se părea normal să se întâmple acolo. Și iată acum e în țara noastră, e chiar în Timișoara și în București cu siguranță a fost ceva similar. În București nu a fost festival, în București ne-am adresat tinerilor în cadrul universității, au fost zilele horticulturii bucureștene. Și asta ce însemna? Adică ce se întâmpla, ce se discuta la zilele acestea ale horticulturii? Este de fapt un eveniment destul de intern. Ei, ce se întâmplă? Universitatea vrea să iasă către public cu anumite manifestări, dar bineînțeles destul de specifice despre plante, despre flori, despre ce fac ei. Mai au și acolo un târg de plante și invită producătorii să vină să ia parte, să arate lumii ceea ce pot să facă și bineînțeles e și un târg de vânzare. Dar ce pentru mine a fost interesant anul acesta a fost că sunt tot mai mulți tineri care își doresc să intre în această industrie a florilor, să devină designer florii, să pună întrebări. Am avut o parte de niște tineri foarte faini și în Timișoara, de la universitate și în București. Și acum tot cu ei lucrez pe de o parte, pe lângă floriști, în partea cealaltă lucrez cu studenții. Și față de anii, acum 6 ani de când am început școala de design floral, se vede cumva o mult mai mare deschidere a tinerilor față de acest domeniu. A devenit așa cumva o meserie destul de cool, destul de interesantă pentru ei, mai ales pentru cei care sunt în industria asta, horticultură, peisagistică, și vor așa un touch din ăsta artistic și merg către zona asta de design floral. Și asta spun, vom vedea foarte mulți tineri în următoarea perioadă intrând în industrie, așa că să nu vă mire dacă intrați în florării și sunt deja domnișoare drăguțe acolo sau chiar și băieți. Am avut parte, cum spuneam, și de niște băieți foarte talentați și mă bucur că deja încep să aibă curajul să intre în această industrie feminină cumva. E feminină pentru că vorbim de flori și de cele mai multe ori asociem florile cu femeile, dar ca meserie și ca specializare la fel de bine se poate potrivi într-adevăr și bărbaților. Și apropo de faptul că cumva e tot mai cool să fii florist, aproape că nu mă miră faptul că sunt foarte multe florării. Eu, cel puțin, în drumurile mele obișnuite, întâlnesc o grămadă de florării. Și asta mă face să cred că e ceva ce funcționează, că doar nu poți să-ți deschizi florării într-una când oamenii nu apreciază florile. Care va fi următorul tău popas? Spre ce alte evenimente voi orienta? Următoarea perioadă vreau să-mi dedic timpul, apropo de afaceri și așa mai departe, unui program pe care l-am lansat. Este un program internațional, este un program online, tocmai pentru că momentul în care ești artist și intri cu foarte mult entuziasm în această industrie, dar tu îți deschizi o afacere, cumva e nevoie să echilibrăm cele două părți. Adică pe lângă partea asta artistică și pasională pentru flori, este nevoie să și știm cum să ne conducem o afacere, să știm și cum să o gestionăm. Și atunci următoarea mea perioadă, mai ales că acum floriștii sunt o foarte mare vervă cu sezonul nunților și pe perioada de vară evenimentele noastre sunt în pregătire pentru perioada de toamnă, atunci când ei au terminat și mai vor să se mai reîncarce cu ceva pentru ei, nu doar pentru clienți, dar acum în perioada asta de plin sezon de nunți în care toată lumea este destul de ocupată cu afacerea lor, am venit înspre ei cu un program online pe care l-am făcut în limba engleză, este un program internațional, deoarece în toate călătoriile mele cu toți floriștii cu care am discutat au aproximativ aceleași probleme. Și marea provocare pentru noi, toți cei din industria asta creativă, și am întâlnit și alți oameni creativi și din alte industrie, au probleme de a-și gestiona afacerea într-un fel în care să li se potrivească. Pentru că în momentul în care auzim de afaceri și de business, este ceva rece, noi nu vrem să auzim de cifre, nu vrem să auzim de acte. Dar într-un fel în care să ni se potrivească, într-un fel în care să fie
pe felul nostru de a fi. Detalii despre acest program și despre călătoriile tale se găsesc pe? Pe Facebook, pe Floristic Art și pe Andreea Ștor. Floristic Art și Andreea Ștor, de căutat. Mulțumesc foarte mult, Andreea, îți urez succes și te mai aștept pe parcursul verii să povestim un pic despre ce se mai întâmplă cu florile și implicarea florilor în viața noastră. Cu mare drag, cu mare drag, tot timpul e o plăcere să vin la tine, Irina. Ne întâlnim și săptămâna viitoare, până una alta vă voi colecționa oarește evenimente de prin zona Botoșaniului, pentru că în acest weekend la Botoșani va fi seminar național de Aikido și evident nu voi lipsi de la el. Toate bune!